Deci chestiile astea m-au dus undeva la câteva mii de euro. Salutare frumoșilor, de ce ne-am adunat azi aici? Pentru că acum două vloguri, clipul a fost despre cum începi corect un business ca să poți să-l duci de succes pe termen lung. V-am zis că în 2 ani de zile statistica spune că 80% din firme dau faliment. Tocmai pentru că nu se începe cum trebuie și apoi se ajunge într-un impas din care nu se iese și faliment. Lumea renunță. Falimentul nu înseamnă neapărat moartea unui business. Falimentul la care se referă statistica asta este pentru oamenii care renunță pur și simplu. Nu mai vor, nu mai vor să-și bată capul, nu găsesc soluțiile, etc. Nu e și cazul vostru. Așa că vlogul de azi va fi despre cum îți faci planul de afacere. Pentru că am fost întrebat de foarte multe ori din anumite domenii cât mă costă un magazin online, cât mă costă un magazin de hăinuțe fizic, cât mă costă o cafenea, cât mă costă o gogoșerie, cât nu am de unde să știu chestiile astea. Eu știu cât mă costă pe mine o cafenea sau un bubble waffles la deschidere. Practic așa se face la început un deviz de investiție. Devizul practic îți arată exact toate cifrele care adună o cifră principală care îți spune, băi, asta este investiția inițială pe care trebuie să o fac ca să pot să dau drumul la business. Aici trebuie puse toate cheltuielile posibile de început. De la mătură și mop și făraș până la echipamentele care îți produc ție ceea ce vrei tu să faci. Inclusiv stocurile pe care ți le faci care vor rămâne blocate. O să vă explic și cum. Când am deschis prima cafenea, de fapt înainte, a trebuit să vedem, ok, ce echipamente ne trebuie. Păi, pentru cafenea îți trebuie espresor, un frigider, un aparat de fresh, un mixer de frappe, un blender, etc. Ei, toate astea a trebuit să le văd la competitorii mei. Am fost prin alte locații și mă uitam. Ia să văd ce espresor au ăștia. Ok, după aia căutam pe net. Să vedem cât costă, să vedem de unde pot să-l iau, mai ieftin, SH dacă se poate, sau un furnizor care să mi-l dea. Frigiderul. Am intrat pe net, m-am uitat după firma respectivă, pentru că mergeam la Starbucks, de exemplu. Dacă știți la Starbucks când intrați, la casă, în spate, ei au un cuptor în care încălzesc snack-urile. Ei, când mergeam la Starbucks, mă uitam, mă chioram pur și simplu acolo, cum se numește ăla, că vreau să știu dacă pot să-l cumpăr sau nu, dacă îmi trebuie. Și am văzut titlul, era Turbo Chef, așa se numește firma, și după aia am intrat pe net să mă uit. M-am speriat complet când am văzut prețul, pentru că era undeva la 9.000 de dolari, deci nu se pupa cu ceea ce trebuie să facem noi. Dar pentru sandvișuri am mers pe partea de grill, care era undeva la 400 de lei maxim. Apoi, frigiderul de prezentare, dacă era din ăsta cu fața ovală, dacă se punea pe un blat, dacă pornea din pardoseală, era mare, înalt, lat, ok, am început să le caut și pe astea. Le căutam la turci, la noi, la chinezi, peste tot, să văd exact ce pot să bag în devizul de investiție inițial. Și tot așa, toată aparatura. Apoi, aveam nevoie de mobilă. Ok, trebuie să sun la mobilari. Bă, uite ce vreau să fac. Poți să-mi faci mobilă din lemn, din pal, din ce o faci, din MDF, care sunt costurile. Am început să fac schițe de mână, cum cred că o să arate barul așezat, cum cred că o să arate măsuțele și scaunele. Și am vorbit cu mai mulți mobilari și le-am arătat planul. Uite, mă, am făcut ca la proști, pe schiță, cu pixul. Că nu eram profesionist, nu eram profesionist și nici măcar nu aveam bani să prindem în devizul de investiție un arhitect care să facă el planșele cu AutoCAD 2D sau 3D. Asta a fost prima dată, pentru că ne duceau costurile cu vreo 3.000 de euro în plus. N-aveam banii ăștia, așa că le-am făcut singuri. Apoi, mai sunt costurile de construcție, dacă e cazul, dacă faceți un magazin fizic. Trebuie să dai un lavabil, trebuie să pui o gresie, trebuie să repari anumiți pereți. Nu-i repari tu, logic, vii cu un constructor, dar la fel, îl aduci în spațiul respectiv și zici, bă, ok, uite ce am de făcut, uite schița mea cu pixul, da? Sisteme de iluminat, nu știu ce, tragem cabluri electrice, ok, cât mă costă? Ai prins în devizul de investiție. Deci toate astea, echipamente, construcția, mobila, ai nevoie să le pui pe un plan financiar. Deci trebuie să vă faceți research-ul foarte bine. Pe lângă asta, dacă faceți un spațiu fizic, aveți nevoie dinainte să știți că spațiul ăla poate fi autorizat. Așa că sfatul meu, ce am făcut și eu, că altfel nu puteam să fac chestia asta. Am mers la un jurist sau un avocat sau o firmă de contabilitate care știe chestiile astea pe partea legală și l-am rugat să mă ajute. Băi, uite, vreau să autorizez spațiul ăsta, vreau să fac cafenea. Codul cain al firmei este ăsta. Se poate sau nu? Și el mi-a zis, ok, adu-mi de la proprietar. Act de proprietate. Cadastru, RLV, deci el o să vă zic exact ce aveți nevoie ca să vă spună, băi, la primărie, după aia se autorizează sau nu se poate autoriza. Pentru că voi, dacă ați făcut deja investiția și ați început să construiți acolo și de-abia după aceea vă duceți la primărie să vă interesați, se autorizează sau nu, dacă nu se autorizează, ați făcut investiție degeaba. Și e păcat.
Deci luați-vă un jurist sau un avocat cu care să lucrați, plătiți un comision, asta este. Comisionul prindeți la fel, în taxe și autorizații. Asta este al deci după echipamente, după mobilă, după amenajarea spațiului. Mai aveți autorizările. Dacă este o cafenea, de exemplu, aveți nevoie de un DSV de la Direcția Sanitar-Veterinară, de la DSP, o negație de la ISU. O să aveți nevoie de 3 autorizații pentru muzică. Știu, asta este. Dar le prindeți acolo ca să știți exact care e investiția inițială. Aveți nevoie de mult mai multe chestii, însă listele astea, la fel, discutând cu un jurist sau un avocat, o să vi le faceți împreună cu el. Și o să știți exact cât costă autorizația de funcționare, cât costă DSV-ul, DSP-ul, ISU, muzica, etc. Dacă vă uitați la vlogul anterior în care am explicat cum începi un business corect, acolo vă spuneam să vă duceți la competitori, să luați bonus, să vedeți, ca să vă faceți studiu de piață. Studiul de piață nu este de ajuns doar cu să vezi clientela. Trebuie să vezi și chiriile din zonă, cum sunt. Bagă-ți nasul, trage-i de limbă pe ăștia la care mergi, încearcă să vezi spații din zonă, dacă sunt libere, sună și întreabă pur și simplu cât e o chirie aici. Ca să știi ca să faci un calcul pe metru pătrat la chirie, pentru că s-ar putea să fie asemănător pe metru pătrat. Dacă ai găsit un spațiu de 30 de metri pătrați, într-o zonă de centru, cam toate spațiile de pe acolo, pe metru pătrat, au cam același preț. Pentru că și chiria, prima chirie, și garanțiile sau garanția se pune în devizul de investiție. Trebuie să ai banii aia, altfel nu o să poți să plătești. Cum spuneam, la competitorii tăi o să vezi exact de ce mai ai nevoie. Pe lângă aparatura asta de care ziceam, ca să-ți produci ceea ce vrei să produci, mai ai nevoie de un sistem POS, casă de marcat. La fel, trebuie să te interesezi unde poți să-ți iei sistemul cu totul. Și casă de marcat, și o tabletă, și un sertăraș. O să vă las câteva nume. Sedona, am lucrat în primul an. Smartbill, puteți să le căutați pe Google. Cu Smartbill lucrăm în prezent, însă o să trecem la un sistem mult mai avansat de la Bitsoft, care e puțin mai scump, dar ține stocuri, ține tot ce trebuie și investiția este destul de măricică. Însă și dacă este 3000 de lei investiția inițială pentru un sistem din ăsta de casă de marcat cu bonuri fiscale și cu POS și cu tot ce trebuie, nu contează că e 3000, nu contează că e 5000 de euro, trebuie să o pui acolo ca să știi exact la calculul final cât te costă investiția inițială. Deci am trecut prin echipamente, mobilă, dacă e cazul, amenajarea spațiu, avize și autorizații și altă aparatură. Apoi trecem la stoc inițial. De exemplu, la cafenea, când am deschis prima cafenea, a trebuit clar să-mi fac un stoc inițial. Pahare, cafea, siropuri, zahăr, etc. Deci chestiile astea m-au dus undeva la câteva mii de euro. Deci nu sunt de lăsat și gândiți-vă că stocurile alea practic rămân blocate. Tu dacă ai terminat stocul ăla, deci ai luat de 4.000 de euro marfă și ai vândut în total de, să zicem, 10.000 de euro, tu ai rămas fără marfă. După aia nu poți să stai până îți vine furnizorul, două zile de exemplu, până îți aduce marfa ca să poți să produci din nou. Tu trebuie să ai un stoc constant. Poate nu e de 4.000 de euro stocul, dar undeva la jumate vei avea stoc blocat. Stocul ăla blocat este ca o garanție. Ăla ți-l recuperezi doar în cazul în care se termină activitatea firmei acolo și tu ai consumat toată marfa, ai vândut-o și ai plecat. Deci dacă nu, ăla este stoc blocat, trebuie să-l pui în devizul de investiție neapărat. Tot research-ul ăsta pe cifre, pe cât costă aparatura, echipamente, amenajări, chestii, trebuie să le notezi. Toate cheltuielile astea cu echipament, aparatură, avize de funcționare și autorizații, echipamente, amenajare interioară, toate trebuie puse într-un plan. Dacă nu știți să faceți un Excel, puneți-le pur și simplu pe foaie și calculați băbește. Aia mă costă atât, aia mă costă atât. Vor fi, bineînțeles, estimate. La bugetul ăsta total care se va calcula, la sfârșit de foaie, am echipamente atâta, ăla atâta. Să zicem că ajungi la 25.000 de euro, să zicem. Ok, aici trebuie să vă mai adăugați un buget suplimentar de vreo 10-15% ca să fiți siguri că nu cumva ați investit și după aia ați rămas fără bani și nu mai puteți să terminați o baie sau un anumărât de colț sau nu vă mai ajunge pentru un echipament. E bine să aveți ceva în plus pe lângă. După ce ați terminat devizul ăsta de investiție inițială, aveți nevoie să vă faceți un P&L. Ce este P&L-ul? Înseamnă profit and loss. Este un plan financiar, îi spun eu mai pe românește. Bugete de venituri și cheltuieli. Practic, ce ar trebui să încasezi, ce plăți ar trebui să ai și ce cash flow îți rămâne. Cash flow ăsta este ca sângele care circulă prin trupul uman ca să poată să trăiască. Exact așa e, are nevoie business-ul de cash flow. Dacă se termină cash flow, business-ul se duce la faliment. Așa că pentru asta trebuie să faceți P&L-ul. Aveți P&L-ul la mine pe site, pe notoriu.com, este gratis. Luați modelul și apoi o să vă puneți practic lunar. Aveți cheltuieli lunare versus venituri lunare. Se face diferența între ele. La cheltuieli lunare, ce aveți de pus? Pe scurt, o chirie. Da? Fie că e magazin online, fie că e magazin fizic, ai o chirie de plătit la provider. Ai domeniu de plătit, de exemplu, dacă e magazin online. Dacă îți faci site-ul pe Shopify sau pe Wix, ai o chirie lunară și la ei. Ai utilitățile, curent, apă, ai angajații sau poate nu i-ai, poate ești doar tu. Dar trebuie cineva să fie plătit ca să ducă munca de acolo. Eu, de exemplu, am muncit personal în cafenea la început de tot. După aia trebuie să angajez.
Salariile alea trebuia să fie acolo, în continuare în PNL-ul ăsta. Îți pui în continuare avizele care expiră și trebuie să le reînnoiești și costă și alea niște bani. O dată la lună, o dată la an, depinde de autorizație. Îți pui în PNL inclusiv comisioanele bancare, pentru că ai POS-ul ăla unde vine lumea să plătească cu cardul. Și ăla ți-a vreo 50 de lei pe lună, se duc și acolo. Trebuie să-i pui neapărat în cheltuieli. Ai marfa care trebuie pusă neapărat. Fără marfă nu ai cum să vinzi. Ai stocul blocat de care ți-am zis, însă după aia trebuie să consumi recurent marfă ca să faci vânzare. De câtă marfă ai nevoie ca să faci atâția bani? Ei, după ce ai pus toate cheltuielile astea pe foaie, după aia începi să estimezi niște încasări. Pentru că dacă nu ai mai avut deschis până atunci, într-o zonă necunoscută, cu un business necunoscut, chiar și dacă este business online, va trebui să faci niște estimări. Tu trebuie să bați oarecum cheltuielile. Dacă ai 10.000 de lei cheltuieli pe lună din ce ai pus pe foaie, va trebui să le bați cu peste 20% în plus ca să poți să-ți asiguri un cash flow. Deci ar trebui să vinzi de undeva la 120 de milioane. Deci ar trebui să vinzi undeva la 12.000 de lei, măcar să ai un cash flow micuț acolo. Estimările astea le poți face, după cum ți-am zis în clipul anterior, despre start în business. Vezi locațiile celelalte, competitorii tăi, zona respectivă, orașul respectiv unde tu vrei să vinzi și există deja o nișă de piață în care sunt deja competitorii tăi care vând deja la clienții care pot fi și ai tăi. Deci în ce ai văzut la ei cu treaba aia cu bonul fiscal, cum ți-am arătat să faci ca să vezi bonul fiscal din ziua respectivă, ce număr are, cam ce vânzare au avut până atunci, ok, poți să-ți estimezi și tu chestia asta la tine în PNL. Și fă-o pe un an de zile prima oară. Estimează-ți cât mai pesimist. Lasă doar acolo un calcul de cash flow să rămână ceva care să asigure vitalitatea business-ului tău. Apoi fă-l și pe 5 ani de zile, dar o să vezi că se va schimba. Ușor, ușor, văzând estimările tale și realizările în fiecare lună, pentru că în fiecare lună o să începi să vinzi și vezi, băi, am estimat corect sau greșit? O să vezi că anul următor o să estimezi mult mai corect, așa am pățit și eu. E, apoi vine partea de targeturi. Estimările sunt alea, ok, aș vrea și niște targeturi ca să știu că ajung la estimările respective. Pentru asta ai nevoie de strategie de marketing, promovare, branding, tot ce trebuie. Asta e cea mai importantă. Promovarea asta, v-am zis, se face înainte să deschizi un business. Deci în vlogul următor, fix despre asta o să vorbesc. Cum faci o strategie de marketing bună ca să poți să-ți asiguri din prima lună un cash flow cât de mic posibil. Pentru că dacă din prima lună o să pui ceva deoparte pe firmă și nu ești pe minus, o să te ajute, o să vezi pe termen lung, nu o să mai ai probleme. Așa că pe data viitoare, frumoșilor, sper că ați învățat cât de cât o lecție. Apucați-vă de treabă, puteți să faceți asta ca un joc. Căutați online chestii dacă aveți o idee de business, chiar dacă nu vreți să-l începeți de mâine, e pandemie, stați acasă mai mult acum, aveți timp pe mână, intrați pe laptop și căutați. Dacă aveți un competitor deja pe care îl știți, o nișă de piață în care vreți să intrați, o idee de business, căutați competitorii. Urmăriți și vlogul celălalt, vedeți cum v-am zis să urmăriți competitorii voștri și ce să aflați de la ei exact, cu ei pe parte de echipament, pe parte de bon fiscal, pe parte de avize, pe parte de spații, pe parte de magazin online. Deci puteți să le aflați pe toate de pe laptop, pur și simplu stând pe laptop și căutând pe Google. Așa am făcut și eu. Am pornit ambele business-uri de pe Google, Pinterest, YouTube și atât. N-am fost nicăieri în alte țări și mers prin locațiile competitorilor după aceea, după ce mi-am făcut research-ul, ca să fac un research și mai aprofundat. Așa că pe data viitoare, frumoșilor, vorbim despre promovare, marketing și o strategie bine pusă la punct. V-am pupat!